ne pregătim pentru Norma. Înainte de a intra în scenă, vrem să o surprindem puțin pe Elena Mușuc. Elena? Da! Am venit, nu singură, ci cu toți telespectatorii noștri, înainte de premiera de Norma. Înainte de toate, vrem să-ți dăm succes, mulțumesc, inspirație, mulțumesc, și te las pe mâini bune, pentru că eu în curând trebuie să am un interviu cu Alice Barb, regizoarea, da, acestui spectacol splendid. Mult succes și inspirație, da? Te mulțumesc, las pe mâini bune, cu telespectatorii. Ciao! Dragii mei, sunt foarte fericită că am ocazia să cânt la Opera Națională București un rol atât de minunat. Este rolul rolurilor la care visează toate sopranele din lume. Un rol dificil pentru că este foarte lung, este dificil muzical, necesită toată experiența unei cântărețe. Eu am o experiență de 30 de ani, așa că de acest lucru nu mă plâng. Am cântat deja în câteva producții, atât scenic cât și concertant. Norma este prima producție pe care eu o realizez aici la Opera Națională București. Mulțumesc foarte mult direcțiunii și operei pentru această invitație. Mă simt foarte onorată. Cu această producție începem noul centenar al Operei Naționale. Ne bucurăm de acest lucru. Este un spectacol minunat, shakespearian, dificil, cu multe manevre tehnice pentru care am muncit destul de mult, și bineînțeles cu fiecare spectacol această producție se va perfecționa. Este vorba aici despre o femeie adevărată, o femeie, un om politic, o preoteasă, iubită, mamă, prietenă, o persoană care iubește, care se bucură și suferă foarte mult, iar acest lucru se vede în minunata muzică a geniului Vincenzo Bellini, dar și în textul lui Felice Romani. Producția este inspirată din Sommet, Alexandre Sommet, iar regizoarea noastră, draga noastră regizoare Alice Barb, a căutat să fie foarte fidelă textului și muzicii. Este un spectacol shakespearian nemaipomenit în care natura este în comuniune cu personajele. Da, intră! Carissima! Repetiția Orovezo, Carissima, sei pronta? Sono pronta! Mult succes! Vă așteptăm, băi! Vă așteptăm cu tot dragul pe 21, pe 22 și pe 24. La spectacolele noastre de Norma, la premiera noastră. Și 14 noiembrie. Și 14 noiembrie. Și suntem convinși că veți avea cel puțin la fel de multă bucurie cât avem noi. Vă pupăm și vă așteptăm. Haide la repetiție, că avem treabă. Hai. Da, pa, succes! N-am putut să termin tot ce am avut de spus. Dar o să înțelegeți din muzica lui Bellini mesajul său pentru dumneavoastră. La revedere! Doamnelor și domnilor, de regulă știm că primul cuvânt al unei opere este uvertura, însă de această dată vreau ca primul cuvânt să-l aibă regizorul operei Norma, care se află aici lângă mine, doamna Alice Barb. Este o onoare pentru noi să știm că după 23 de ani acest titlu revine în an centenar. Este un simbol, deci în urmă dumneavoastră lucrați foarte mult cu simbolurile. Da, este un simbol și în viața mea, este o mare onoare în viața mea ca să primesc această propunere de a monta opera Norma ca primă producție care deschide următorul centenar al Operei Naționale. Să fiu eu și vă mărturisesc că anul acesta se împlinesc pentru mine și pentru mine personal 30 de ani de când am debutat ca tânără actriță în rolul într-un spectacol semnat de o mare regizoare.
apare doamna Cătălina Buzoian în spectacolul Merlin, un mare vrăjitor druid, și nu după multe luni debutam tot ca actriță în al doilea spectacol semnat de un mare regizor, marele regizor Liviu Ciulei, la Teatrul Bulandra, jucând în celebrul spectacol Visul unei nopți de vară, unde interpretam o zână. Așa că în momentul în care am ascultat, am primit această propunere de la directorul general al interimar al Operei Naționale, domnul Daniel Jinga, sigur că m-a copleșit emoția, dar m-am dus imediat acasă și am ascultat uvertura și în momentul în care la minutul 4 și 17 secunde am auzit celebra temă cântată la harpă, în mintea mea a explodat deja viziunea acestui spectacol, viziune regizorală, scenografică, dacă vreți, sintetizată într-un titlu, Visul unei nopți de toamnă. Am știut într-o secundă cum vreau să fac acest spectacol, cum vreau să arate, unde vreau să se petreacă. Am știut că doresc să fac în sala și pe scena operei o pădure magică cu copaci plutitori, cu o lună vie care să-și schimbe culoarea în funcție de trăirile interpreților principali și, bineînțeles, o lume plină de zâne. Căci Norma, știe toată lumea, este o mare preoteasă druidă, iar druizii ce erau altceva decât vrăjitori, magicieni, învățători și chiar luptători pentru dreptate și pentru onoarea poporului lor. Cam asta a fost propunerea mea și cred că o asemenea propunere este binevenită acum, în an centenar, pentru că în vremurile acestea dificile este absolut obligatoriu să continuăm să visăm. Acest vis continuă cu două nume de rezonanță în sfera lirică mondială, Elena Moșuc, Norma și Ruxandra Donose, Adalgiza. Sigur, numele sonore ale scenei lirice bucureștene continuă în această distribuție, însă cele două nume sunt standard pentru noi. Această magie continuă, acest vis în care dumneavoastră trăiți și ne introduceți și pe noi, este unul fantastic. Înainte de a începe această discuție rapidă, discutam despre simboluri, despre foc, despre energie, despre lumină. Cât de importante sunt acestea, mai ales după gândindu-mă la faptul că dumneavoastră sunteți un om de muzică în primul rând. Nu doar pianul a studiat, ci și canto clasic. Da. Cumva sunteți pe acest drum care merge către operă. Nu pot să spun total că toate drumurile duc la operă pentru dumneavoastră, dar cred că în mare majoritate, da. Aproape așa? Da, pentru că opera a fost una dintre marile iubiri în familia noastră. Ascultam operă pe genunchii tatălui meu la spectacolele operei din Cluj sau la spectacolele operei din Timișoara, care făceau turneu în orașul Hunedoara, în care m-am născut. Probabil mai târziu, probabil multă lume știe că fratele meu este tenorul Robert Noghi. Tatăl nostru ne-a dăruit talentul pentru muzică, a învățat să cânte la multe instrumente, a cântat toată viața, a iubit muzica și ne-a îndemnat să facem muzică. Mama cred că ne-a dăruit nespusa ei sensibilitate și înțelepciune și sunt convinsă că amândoi, și eu și fratele meu și nepotul nostru și probabil și ceilalți nepoți mai mici care deja încep să manifeste dragoste pentru muzică, îi moștenesc și îi vor duce mai departe. Practic, ideea acestui spectacol s-a născut în urma recitalurilor pe care Opera Națională le-a organizat pentru cele două dive. Și cu ocazia împlinirii de către fiecare a 30 de ani de carieră. După recitalul susținut de extraordinara Elena Moșuc, i-am scris lui Daniel, de care ne leagă o prietenie profesională, muzicală îndelungată, și am spus că mi-a plăcut enorm duetul din recital, duetul Norma Adalgiza. M-a întrebat, îți place Norma? Am spus, enorm. Vrei să montezi? Da. Dar te rog să mă lași să-l fac într-un fel în care să
mergem spre secolul 21. Sigur că da. Și neapărat cu Elena Moșuc, am spus eu, sigur că da. Și după o săptămână, începând să studiez diferitele înregistrări, am descoperit înregistrarea din 2011, în care minunata Ruxandra Donose interpreta extraordinar și ea Adalgisa, și imediat l-am sunat pe directorul operei și am spus, da, dar ar fi un eveniment extraordinar să le aducem pe amândouă pentru prima oară să cântă împreună într-un spectacol. Am face istorie, i-am spus eu directorului. Da, sunt de acord. Și au făcut toate diligențele necesare și iată-ne în această seară Elena Moșuc și Ruxandra Donose cântă pentru prima oară în viața lor împreună într-o montare făcută special pentru ele și fac istorie, facem istorie. Și pe lângă artiștii minunați de pe scenă, vreau să vă spun că, având o asemenea viziune de spectacol foarte dificilă, mi s-a părut absolut normal să invit în echipa mea de creație scenograf de primă mărime. Am folosit pentru prima oară videoproiecții în viața mea, am învățat foarte multe acum în acest exercițiu și am alături de mine pe Adrian Damian, care semnează decorul, pe Maria Miu, care semnează costumele, cu care sunt deja la a doua colaborare, pe Dilmana Ivanova, care face niște proiecții minunate, și împreună am încercat să construim, eu le-am propus și ei au început să dea viață, din încercări succesive, unui vis, visul unei nopți de toamnă. De ce? Pentru că acțiunea normei se petrece la 1 noiembrie, în spectacolul meu. 1 noiembrie este astăzi cunoscută ca ziua morților sau Halloween-ul, dar pe vremea normei, 1 noiembrie era începutul anului nou, la vechii celți. Deci noi sărbătorim astăzi începutul anului nou, la vechii celți, an nou când se culegea vâscul, când se prezicea viitorul. Vă invit în sală, în pădurea mea magică, în pădurea noastră magică, la o feerie care, din păcate, nu se sfârșește frumos, se sfârșește tragic, dar se petrece într-o lume de vis. Am și zâne, am lucrat cu Monica Petrică, care le-a făcut să plutească în spectacolul meu, așa că aveți toate ingredientele necesare pentru ca timp de aproape 3 ore să visați împreună cu noi la Opera Națională din București de centenar. Și în final vă rog să-mi dați voie să urez Operei Naționale și tuturor membrilor ei la mulți ani frumoși, cu bucurii și împliniri, și să fac o adâncă plecăciune și reverență în fața înaintașilor noștri care au ținut opera până la noi timp de 100 de ani și ne-au dăruit-o. Cu aceste cuvinte superbe, vă lăsăm pe mâini bune, pe mâna unei distribuții extraordinare și în compania unei regii de vis. Yeah.
voci per l'orrenda selva libero il vanto. In quella selva è morte Norma che disse: proferisco un nome che il cor m'agghiaccia. Oh, che di tu l'amante, la madre dei tuoi figli. A me non puoi far tu rancoglia, ch'io mertà non senta. Ma nel mio cuore spenta la prima fiamma, e un Dio la spense, un Dio nemico al mio riposo. Ai piedi mi veggo l'abisso aperto, e lui m'avvento io stesso. Qual trameresti tu? Parla, sommesso, un'altra sì, ad Alcisa tu la vedrai. Fior d'innocenza e riso, di candori e d'amor. Ministra al tempio di questo dio di sangue, e la va appare come raggio di stella in ciel turbato. Misero amico, e amato sei tu del pari. Io l'ho fidanza, e l'ira non temi tu di Norma. Atroce orrenda me la presenta il mio rimorso estremo. Un sogno amarla, mentarlo io tremo. Me quell'altare di venere era d'Alcisa in Roma, cinta di pelle
Thank you.
quando pressi ne vorrai tu, contaminate assai, non fur le patrie selve e i tempi abiti dall'aquile latine, o mai di Brenno oziosa non può starsi la spada. Si tradisco una donna. Franca cara, in Franca sì, se alcun di voi snudarla, anzi tempo pretende. Ancor non sono della vostra vendetta, I dimmatori,
Oh,
Seguo
altari e il nostro amor. Il vino tanto, il vino tanto.
Adalgisa, Adalgisa. Vieni in Roma, vieni, o cara, dove amor, dove amore, gioia e vita, inebriando stralmia cara, del contento in cui nel vita voce in cuore parlar non senti che promette eterno ben ad affredi a dolci accenti sposo tuo mi stringe al sen. Così parlare l'ascolto, sì, io ovunque te mio esteso, con quegli occhi colpe l'alto, fin sul loro, fin sul loro elenco impresso, il trionfo del mio pianto, del mio dolore vittoria ti. Adalgisa, e vuoi lasciarmi? Thank you.
troppo tormentoso, troppo orrendo, e mi punta il dubbio. Thank you.
Oh!
Regizorul operei Norma, Alice Barb, ne-a spus foarte clar că trăim într-un vis. Este un vis și acest vis are nevoie uneori de noi personaje. Așadar, această pauză este o bucurie și pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, pentru că îl avem alături pe regizorul de operă și directorul general adjunct al Operei Naționale din București, Rareș Zaharia. Rareș Zaharia, nu ești deloc departe de această lume a operei. Spuneam la un moment dat către Alice Barb că toate drumurile aproape că ajung la operă. Pentru dumneavoastră, nu știu acum pentru tine dacă toate drumurile ajung la operă. Bineînțeles, suntem foarte încântați să fiți alături de noi în această seară pentru premiera operei Norma, care deschide stagiunea centenară a Operei Naționale București. Și vorbeai de vis, e vis la mai multe niveluri, e vis în povestea Normei, că Polione vorbește despre un vis, în același timp este un vis de a avea această premieră cu această operă, care e una dintre cele mai frumoase. Grace Bunbury spunea că este opera ei preferată și rolul ei preferat. Și este un rol pe care multe mari soprane, de la Maria Callas și Montserrat Caballé, până în zilele noastre, au visat să-l interpreteze. Iar noi, pentru noi, pentru Opera Națională București, este un vis ca în această seară să le avem alături de noi pe marile noastre cântărețe, Elena Moșuc și Ruxandra Donose, care împreună cu tenorul nostru Daniel Magdal formează trioul principal de interpreți din această seară. Un trio magic, cum spunea din nou Alice Barb, e frumos să trăiești în magie, în vis și nu întâmplător. Mă gândeam, în același timp, făcând o paralelă, iată fără să vreau, Alice Barb are pregătirea muzicală, alcătuită din studiul pianului și canto clasic. Tu ai studiat pian și canto clasic, ai făcut și actorie, ai ajuns la regie și ai cunoștințe de istoria artei. Cum împletești tu toate acestea și care sunt cererile tale ca regizor de operă față de acești artiști, când ai tu în față? Păi, opera este genul cel mai complex. Nu degeaba Wagner vorbea de operă de artă totală. Wagner fiind chiar un admirator al Normei, opera lui preferată fiind Norma și a lui, multe se învârt în jurul Normei. Și toate aceste elemente pe care le-ai menționat, plus dansul, care se regăsește și el în această seară, pentru că avem coreografie Norma, făcută de Monica Petrică, toate aceste elemente intră în componența unui spectacol de operă, cum sunt cele prezentate în această seară, în secolul 21, nu putem, fără unul din aceste elemente, nu ar fi acest spectacol total și complex care este opera și care ne pasionează atât pe toți. Secolul 21, vorbim despre echipă, vorbim despre mesaj. Mă gândeam că lucrurile sunt foarte bine legate. De ce? Pentru că în acest mesaj contribuie și titrajul. Sau la noi apare, la opera apare supra-titraj, la noi apare titraj. De acest lucru s-a ocupat tenorul Andrei Lazar, da? Care debutează acum în Flavio. Tenor care are și el la bază chiar și studii de politice, în afară de studiile Universității Naționale de Muzică din București. El a tradus libretul, dar pentru acest secol, 21. Da, pentru că existau variante mai vechi, cu oarecare care trebuiau aduse la zi practic, și atunci Andrei a profitat de ocazia lucrurilor la Norma pentru a propune o nouă variantă care este absolut minunată și pe înțelesul tuturor, pentru că Norma este o poveste pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea. Acum, faptul că ai microfonul în față și ai această putere a cuvântului, care ar fi mesajul tău final al acestei întâlniri din acest moment? Veniți la operă cât mai mult, să ne bucurăm împreună în acest nou secol pe care îl deschidem în istoria Operei Naționale București. Mergem mai departe cu impresarul Stelian Gheorghe. El are de asemenea studii muzicale la bază și el este cel care l-a adus alături de noi pe dirijorul Ethan Schmeisser, care este și director artistic al Operei Naționale din București. Stelian Gheorghe, vino puțin mai aproape de noi, da, pentru că nu sunt doar eu, ci suntem cu toții, împreună cu telespectatorii. Bine ai venit la acest spectacol care deschide centenarul Operei Naționale București. Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult să fiu aici. După cum probabil deja ați observat, are postură de cântăreț, de artist liric. A studiat canto, este o voce de tenor fantastică, o voce care a preferat să plece în afara României, în Germania. Dar trecând peste acești pași dedicați artei lirice, tu ești un foarte bun impresar. Am trecut direct la subiect Ethan Schmeisser, dirijorul din această seară, dirijorul care a pregătit mult timp acești artiști, Norma,
o producție fantastică, Elena Moșuc, Sandra Donose, Daniel Magdal și lista continuă. Cum este ca impresar să trimiți cu foarte mare deschidere și încredere un asemenea dirijor pentru Opera Națională din București? Este o responsabilitate foarte mare și sper să ne fie achitat cu ea cu brio. În general, la un dirijor, atunci când îl trimiți într-un loc anume, cel mai important amănunt este ca acesta să fie adaptabil, să se adapteze ansamblului, să se adapteze colectivului din care face parte. Și cred că Ethan dovedește că se poate face acest lucru cu ușurință. Cred că niciodată nu s-a întâmplat până acum să avem parte de un impresar în cadrul întâlnirilor noastre. Am avut parte de critici muzicali, de oameni care sunt aici în jurul acestei arte lirice, dar niciodată cu impresar. Ce caută un impresar în mod particular pentru un artist liric? Pentru că tu te ocupi și de acești artiști lirici. Acum forțați să intru în secretele meseriei. Dar noi, de fapt, în afară de faptul că încercăm să spun așa, nu plasăm, ci să trimitem anumiți cântăreți sau artiști în anumite locuri, trebuie să fim și de foarte multe ori, dacă nu tot timpul, aproape de ei, în acest fel de momente importante. Cum este astăzi această premieră? Bineînțeles, prima premieră a sezonului centenar, sărbătorirea 100 de ani operei române și, normal, sunt amănunte, sunt detalii pe care Ethan vrea să le știe, sunt detalii pe care eu le pot spune din sală și asta facem noi. Un mesaj pentru toți cei care acum te urmăresc. Ce trebuie să caute în mod aparte dacă n-au fost până acum la operă? Cu ce gând să vină? Ce se descoperă la operă? Dacă n-au fost la operă niciodată, descoperă ceea ce n-au descoperit până acum. O muzică frumoasă, spectacolul acesta, norma în special, are multă culoare, energie, mișcare, artiști deosebiți și îl felicit pe Daniel Jinga pentru că reușește să coopteze asemenea artiști. Acum de curând a fost Brinterfell aici, am înțeles că vor fi și alte surprize. Așa cum am spus, le urez succes și sper să fie multe surprize frumoase și cât mai multă lume să vină la operă. Îl avem alături pe directorul general interimar al Operei Naționale din București, Daniel Jinga. Sigur, este deschiderea stagiunii în acest centenar, nu se putea să nu fie alături de noi și de această dată. Așadar, după 23 de ani, Opera Norma. Cum este acest vis pe care îl trăim acum cu toții? Este un vis plin de culoare, plin de sunet, plin de vibrație. Este un spectacol foarte frumos, foarte cald, este un spectacol care transmite emoție. De foarte multe ori am văzut sala împietrită și asta m-a bucurat, pentru că asta este rolul nostru, acela de a transmite mesaje nedefinite, mesaje pe care să le poți lua cu tine acasă, la care să te gândești cât mai mult timp și care să-ți marcheze într-un fel simțirea, gândirea pe mai departe. Acest mesaj care duce această istorie mai departe, Norma, are aceste trei personaje foarte importante. Norma, Dalgiza, iată, Polione, Elena Moșuc, Ruxandra Donose, Daniel Magdal. Trei puncte cardinale. Cum este ca această deschidere de centenar să fie împreună cu aceste nume superbe? Sunt artiști cu foarte mare experiență, cu o foarte mare valoare și cotă de piață, voci mari, foarte bine șlefuite, publicul s-a bucurat în seara asta de ei, după cum ai putut vedea. Și eu m-am bucurat că a putut să răzbată înspre sală conflictul ăsta dintre pasiune și datorie, un conflict care probabil ne marchează viața fiecăruia dintre noi la un moment dat. Îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ești alături de noi și știu că avem încă un invitat important acum alături de noi. Îi predau legătura. Așa. Bună seara! Reprezentăm Centrul de Excelență în Arhitectură și în seara aceasta am venit cu o expoziție academică cu ocazia centenarului regelui Mihai, o arhitectură interbelică de foarte bună calitate în perioada tatălui său, Carol al II-lea, și perioada sa, de altfel, de domnie. Este o întrepătrundere între operă și arhitectură de patrimoniu. Este istorie în istorie. Cum ați găsit acest moment primordial până la toată urma de a împleti această poveste splendidă cu povestea Normei, de ce nu?
Povestea Normei este, își sacrifică de altfel dragostea și astfel facem și noi ca Brazlă de Arhitecți. Încercăm să aducem publicului patrimonii, edificii de reprezentative ale Bucureștiului și ale unei perioade de, să spunem, de dezvoltare economică excepțională. Perioada regalității și perioada pe care astăzi centenarul regelui Mihai o stabilim și o sărbătorim împreună cu centenarul operei române, este în strânsă legătură, deoarece regalitatea, sub patronajul regalității, s-a creat și opera română. Doamnelor și domnilor, vă lăsăm să vedeți mai departe actul al doilea al operei Norma de Vincenzo Bellini, în regia Alice Barb. Thank you.
Thank you.
Thank you.
querieri. A poi venirne credea foriero, a venir migliore. Il generoso ardore, l'ira che in sempre vuole, io credea secondar, ma il Dio non volle. Apollyon succede. Enorme sol, di voce e consigliere ancora. In van di norma la mente investigai. Perché parlesti? Al fatto piegar la fronte, separarci, e nulla lasciar sospetto del valido intento. Venite sempre, cruda legge, il sento. Fogo indegno, fremo io pure, fremo io pure all'alma anella. Un nemico è sempre il cielo, ma consiglio, ma consiglio il singular. Ma sì, figlio. Oh.
accenni.
Thank you.
Yeah.